Bună ziua! Bună ziua! Eu săptămâna trecută priveam cum doamna Gavriliță ne-a tras așa un reș de șeala cu lăcrimi în ochi și spune că noi în Republica Moldova n-am avut așa susținere cum am avut peste hotare. Și serios, doamna Gavriliță, mă trebuie să treacă la jumătate ca să vedeți lucrul ăsta. Dar domnul Recean și crede că să aibă mai multă susținere? De unde a luat asta ca să aibă susținerea populației, ținând cont că, practic, aceiași miniștri au rămas în cabinetul pe care îl propune el, cu excepția la câțiva care i-au propulsat din funcția de secretar de stat în funcția de candidat în miniștri pe domenii. Dar și cu acest cabinet de miniștri nu poate să livreze și să genereze ei ceva bun dacă n-au făcut-o timp de o an și jumătate. În tot acest timp nu au adus decât sărăcie, deznădejde, dezbinare și pe fiecare din noi, practic, ne-au adus la sapă de lemn. Guvernul Recean nu o să fac față, pentru că ei și-au arătat toată capacitatea ceea ce pot. Astăzi, de fapt, știți cum, istoria Republicii Moldova întoarce o filă neagră și dă peste altă filă neagră. Nimic nou nu ne așteaptă, nimic bun nu ne așteaptă, dar cel mai tragic este că eu nu înțeleg exact cum înțelegeți nici dumneavoastră, dar ce le-a permis lor să facă așa experimente asupra Republicii Moldova, asupra acestei țări? Avem o țară frumoasă, avem o țară destul cu oameni harnici, din care se poate, și eu chiar cred că putem face o țară prosperă, aici, la noi, acasă, fără ca să ne transformăm, pentru că zi de zi cineva devine diasporă, pleacă, spline și autocarele, și avioanele, care periodic nu zboară, dar din când eu mai ascultam de una ieri pe domnul speaker Grosu, s-a uitat el în sus și a văzut niște drone, baloane, nu știu mai văzut. Domnul Grosu, закусывать надо, когда мерещится. Pentru că noi cetățenii acestei țări, așteptăm la voi rezultate, nu așteptăm povești inventate și spirituri pe care speriați cetățenii. Dacă nu pot livra pâine oamenilor, le livrează spectacol. Cu serbi, cu muntenegreni, cu ceceni, cu și evrei. Numai nu livrează cetățenii Republicii Moldova aceste rezultate. Și asta o să vedeți în perioada imediat următoare, iar o să încep cu diferiți spirituri. Să ține oamenii în spăreți, că oamenii să dea să gândească. Păi, dar măcar mai rău sunt și ei. Dar unii mai rău, cotru mai rău. Noi mai departe nu mai avem unii, gata, e prăpastia, suntem la fundul prăpastiei. De aceea, astăzi, noi nu vom susține acest guvern marionetă, acest guvern de incompetenți și analfabeți și unica soluție care există la ziua de azi sunt doar alegerile parlamentare anticipate care pot salva această țară, pentru că alegătorii acestei țări sunt cei care ne trimit aici în Parlament și toți sunt ei care ne pedepsesc și nu ne dau voie în Parlament. Iată, să dăm voie poporului să ne judece. Anticipate!